Origenți la demonologie. Demonologia, sub genericul acesta, găsim preocuparea minților omenești în cadrul religios cu ceea ce noi numim demoni, activitate demonică și primejdii care pasc ființa umană, mijloace și căi prin care omul poate fi protejat împotriva unor influențe demonice. Și, fără să studiem moneda falsă ca să învățăm despre cea bună din cea falsă, avem aici cuvintele Apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, prin care el ne spune: Să nu lăsăm pe Satana să aibă vreun câștig de la noi, căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Atitudinea generală este aceea de a băga capul în nisip când e vorba de demonologie, de lucrarea demonilor. Pavel Apostolul nu ne îndeamnă să facem din aceasta ținta cercetării noastre stăruitoare, nu pentru că nu este acesta subiectul, nu este acesta punctul cel mai important. Dar el ne face atenți ca să nu fim cumva în neștiință cu privire la planurile lui. Orice. Om care are o idee de credință, are de asemenea o idee cu privire la influența duhurilor rele în viața noastră. Au fost tot felul de controverse cu privire la aceste entități malefice: dacă sunt duhuri, dacă sunt trupuri, dacă au coadă, coarne, copite, nu este treaba noastră aceasta. Noi vom merge întotdeauna la cuvintele Mântuitorului nostru pentru a lua de acolo orice fel de definiție. Așa că, astăzi, prin harul bunului Dumnezeu. O să ne oprim la una din paginile sfinte ale umblării Domnului nostru pe pământ, în care apare tema aceasta. Și apar niște oameni care nu numai că nu sunt, sunt în necunoștință despre planurile Diavolului, dar oamenii aceștia au cunoștințe greșite cu privire la Diavol. De aceea, primejdea este groaznică. Ignoranța este foarte scump plătită în orice domeniu, refuzul de a ști. Vrei dar să înțelegi, vrei să pricepi lucrul acesta. Nu suntem în necunoștință de planurile lui. Sunt trei puncte asupra cărora ne vom opri. Cel din tâi este natura relațiilor dintre demoni. Despre ea vorbește Isus. Uite, iată cum lucrează ei, spune Mântuitorul nostru. Bun. Pentru că El ne spune aceste cuvinte, o să ne oprim asupra lor. Al doilea lucru pe care îl vom avea în vedere astăzi este faptul că lucrarea lui Dumnezeu nu se încheie cum. Expulzarea unui demon din viața cuiva, indiferent ce formă ar îmbrăca acest, prezența acestui demon în viață, nu se termină cu expulzarea acestui demon în viață, pentru că există în el, ca diavol, ca forță malefică, există tendința aceasta de revenire. Aceasta o vedem și în domeniul fizic. Și în domeniul biologic, tendința de revenire în domeniul moral, recidiva, și de asemenea în cel medical. Dar ea este cu atât mai grea și mai gravă în domeniul demonic, recidiva. Diavolul revine. Așadar, să mergem împreună prin harul bunului Dumnezeu. Și înainte de a merge la punctul acesta, aș dori să menționez al treilea obiectiv al cuvântului încredințat nou astăzi, este calea spre păzire și calea spre vindecare. În caz că vă scriu să nu ajungeți sub puterea demonilor niciodată, dar dacă cineva a căzut, iată care este calea de ieșire. Așadar cuvintele lui Pavel nu suntem în neștiință despre planurile lui, sunt un ecou al faptului că Mântuitorul nostru ne-a vorbit despre aceste lucruri. Și când El ne-a vorbit despre ceva, înseamnă că a, acestea au importanță pentru viața noastră. Haideți să mergem împreună în marcul la capitolul 3, și de aici versetul 10. Iisus vindeca pe mulți și, a, pe ace, de, și de aceea toți cei care aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. Nu a fost doar femeia aceea care s-a atins de el. Mulți mari de oameni s-au atins cu credință de el și în timpul nostru. Și în timpul nostru sunt oameni care se ating prin credință de el și sunt vindecați. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta prin gura oamenilor pe care duhurile acestea îi stăpâneau. Iisus nu avea nevoie de mărturia lor. De aceea spune în versetul 12, el le poruncea cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Așa cum ați observat și apostolii, după care mergea acea doamnă vrăjitoare, care spunea, aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ei au poruncit unui astfel de demon mărturisitor, taci și ieși. Și așa s-a întâmplat. În urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu, după o astfel de vindecare, după ce mulți au trecut prin înaintea lui și au fost vindecați, Iisus s-a urcat pe munte și a chemat pe cei 12 la el și le-a dat putere să vindece bolile și să scoată dracii. Acesta e versetul 15. Era atât de straniu acest lucru, încât pentru mulți oameni, spune versetul 21, a părut că este un fel de pierdere a minții. Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că își ziceau și a ieșit din minți. Am văzut lucrul acesta personal și în experiența mea de la începutul credinței, nu n a tulburat pe nimeni faptul că un copil care nu avea 17 ani, Fuma sau bea, sau cădea și, și rupea hainele, sandalele și înjurăturile și purtările acestea și um, găștile și răutățile, n a deranjat pe nimeni, dar în clipa care copilul acesta s-a uh, întors la Dumnezeu, deodată toată lumea a fost foarte revoltată, foarte revoltată și uh, am mai văzut lucrul acesta chiar la poarta unei biserici. Um, când un uh, alcoolic uh, celebru era cunoscut alcoolismul lui și uh, pentru că avea o foarte lungă durată omul acesta a devenit creștin și a fost eliberat de demonul acesta al alcoolismului și am văzut într-o zi la poarte pe cleric cum s-a -a oprit, l-a văzut acolo, l-a strigat și i-a spus cuvintele acestea în halul ăsta a ajuns uh, înainte a fost uh, într-un hal fără de hal în adevăr Acum era curat, era cu bocanci era senin, era limpede și i s-a spus în halul ăsta ai ajuns. Vai de cei ce numesc binele rău și răul bine, spune Sfânta Scriptură. Așa s-a întâmplat aici. Îl socoteau pe el ieșit din minți, datorită acestui lucru. Iubiți mei, la aceasta suntem chemați să ușurăm suferințele omenirii și uneori vom face aceasta cu prețul cu desconsiderării, disprețului, batjocurii, asocierii noastre într-un fel sau altul, zvonurilor, mărturilor mincinoase, sugestiilor, tot felul de, de lucruri care vor însoți. Nu clipiți din ochi! ochii țintă întotdeauna la Cel ce ne-a trimis și care ne-a spus, a dat putere peste duhurile necurate, să vindece bolile și să scoată dracii. Cărturarii de asemenea, oamenii cu studii, ei nu prea cred nici în Dumnezeu, nici în demonii, aroganța și mândria lor sunt atât de dezgustătoare, încât cartea Apocalipsei spune, dacă nu-i nevoie, voi renunța la numele tău. 23, versetul 23 este locul în care Isus confruntă pe oamenii aceștia, pe, pe învățații aceștia. Ei sunt atât de afectați nu de faptul că Isus scoate demonii și oamenii aceștia sunt eliberați. Ci ei sunt pur și simplu bulversați de faptul că lumea a întrebat nu cumva acesta este fiul lui David. În clipa când au auzit cuvântul acesta, invidia asociată cu ura, orbește total mintea, sufletul unui om, memoria unui om, rațiunea unui om, acestea orbesc, decuplează toate funcțiile umane dintr-o ființă, ura aceasta și invidia, și atunci ei au aruncat în luptă acest ultim argument este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului Dracilor. Am văzut-o și pe aceasta. Am fost chemat de un administrator de o parte și am fost suspectat și privit în ochi și acuzat de faptul că venea foarte multă lume să asculte Evanghelia într-un loc în care N-a venit cu altă ocazie. Și atunci, Dumnealui, privindu-mă fix, mi-a spus, cu ce putere faci, Dumneata, așa ceva? Și eu am spus, vorbiți cu persoana greșită, nu sunt eu cel care fac lucrul acesta. Biblia spune, dacă voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbiți cu cel care i -a atras. De ce vorbiți cu mine? Eu sunt ca dumneavoastră și ca alții care suntem. Dar mi-a fost adresat lucrul acesta. Într-un birou intră o doamnă care dorește să organizeze uh, o evangelizare la uh, națională, deci la nivel de țară, în România vreau să spun, uh, dorește să închirieze uh, în fiecare seară, timp de o oră, o televiziune cu acoperire națională și este gata să acopere orice fel de cheltuiel ar fi, dacă s-ar putea face pentru toată țara ceea ce se făcuse pentru orășelul dumnei și cu cea mai curată intenție. A intrat uh, și a discutat cu un grup de oameni responsabili în domeniu și le-a spus planurile dumnea ei. Aș dori să închiriem sala mare uh, de la sala polivalentă. Aș dori să uh, chemăm televiziunea acolo să transmitem live și uh, când a terminat dânsa de spus cu, cu entuziasm cuvintele acelea, a întâlnit aceste fețe reci. Uh, ați văzut poate că nu necesită vreo descriere, dar e o privire rece. O privire rece. Și atunci dumnealor au întrebat-o pe această persoană. Dumneata știi cu ce putere face dumnealui astfel de lucruri referire la mine? Aceeași referire cu adresa greșită, dar suntem frați. Și atunci doamna aceasta mi-a spus, zice, pentru prima dată în viața mea, mi-a înghețat sufletul mine, gândit mă că era să fac o greșeală foarte gravă. Nu m-am mai contactat în vara aceea, în toamna aceea, dar cumva ne-am întâlnit la o altă evangelizare într-o altă localitate. Eu nu am întrebat, am învățat să nu-mi trebuiască ce nu-mi dă Dumnezeu. Și la evangelizarea aceasta a ascultat din nou cuvântul dânsa și a venit și m-a întrebat dacă eu cred că Dumnezeu o mai poate ierta. Și am spus pentru ce anume? Pentru faptul că am am intrat în situația asta pe care chiar am descris-o, iar acum nu se mai putea face așa ceva, ceea ce s-a putut face cu acea ocazie. Și am spus, nu, nu sunteți prima, zic, Apostolul Petru a mers înaintea dumneavoastră și el era convins că e condus de Dumnezeu, de era condus de diavol. Și atunci Mântuitorul s-a adresat celui care îl conducea pe Petru și i-a spus înapoi a mea, Satano de aceea să ne întoarcem la Dumnezeu, Domnul alepă, dar numai pe Satana care l-a adus acolo, nu și pe Petru. E foarte important. Oamenii aceștia cad în aceeași capcană. Nu este de mirare, a cădea este omenește, a insista să rămâi în cădere este demonic. Și după cum arată cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia nu numai că nu s-au pocăit niciodată de cuvintele lor prin care au spus că Isus lucrează cu diavolul, ca să scoată pe diavolul afară, afară că nu s-au pocăit niciodată, oamenii aceștia au rămas împietriți pentru totdeauna în cuvântul lor și, dacă ar fi căzut numai ei, dar au distrus credința multor oameni, așa cum vorbeam de prietena aceasta dragă sufletului meu, care a dorit să facă această lucrare și lucrarea aceasta n-a avut loc. Și atunci Mântuitorul nostru le spune, sunteți corigenți la demonologie, adică nu cunoașteți, sunteți în necunoștință de planurile diavolului. Și în versetul 23, Iisus i-a chemat la el și le-a zis, cum poate satana să scoată afară pe satana? de unde ați luat gândul acesta. Cine a pus gândul acesta în voi? Nu știți ce Duh vă îndeamnă să spuneți așa ceva. Dacă satana, spune Mântuitorul nostru, dacă satana se răscolă împotriva lui însuși, e dezbinat și nu poate dăinui, nu poate continua, ci s-a isprăvit cu el, înseamnă că a pierit răul de pe pământ, a pierit răul din univers, s-a terminat cu el s-a terminat, s-a isprăvit cu el, spune versetul acesta. Dacă cineva a intrat în casa unui om tare și jefuiește casa aceea, înseamnă că a legat pe acesta. Cu alte cuvinte, nu cu ajutorul lui, ci cu neputința lui. El nu se poate opune, dar altfel ar fi opus o rezistență sălbatică, demonică, de a nu pierde cu niciun chip sufletul pe care l-a prins în ghearele lui. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va holi împotriva Duhului Sfânt, adică cu bună știință, cu insistență, cu determinare, fără întoarcere, va atribui lucrarea Duhului Sfânt, o va atribui diavolului. Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic e Dumnezeu supărat și nu poate să ierte un astfel de păcat. Uite, Petru a fost în situația aceasta. El a spus uh, cuvintele diavolului, un citat demonic, uh, cuvintele lui. Și totuși, el s-a întors în pe Care e diferența? Uh, diferența este următoarea. Faptul că un om, în mod conștient, vede roadele unei lucrări, dar el o atribuie răului. Conștient că lucrul acesta nu este adevărat. Gândindu-se că el face rău lucrătorului lui Dumnezeu. Nu se întâmplă treaba aceasta. Este sinuciderea aceasta, nu este ucidere. El produce și bea o, o treabă din care nu se va mai îndrepta niciodată. Atunci când, cu bună știință, cineva atribuie lucrările lui Dumnezeu, în ciuda faptului că roadele lor vorbesc, el atribuie lucrările acestea diavolului. Nu numai El însuși cade, ci și alții. În versetul 17 din Evanghelia după Luca, Domnul Isus Hristos spune așa. Isus le-a cunoscut gândurile și le-a spus: Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită. Dezbinarea, spre exemplu, nu este poziție și opoziție. Nu, nu sunt liberali liberal și conservator. Sau, sau. Nu. Dezbinarea este o lucrare sinucigașă. Este o casă dezbinată împotriva ei însăși, o familie care se ceartă sau se urăște, împotriva ei însăși, se prăbușește. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu expresie tulburătoare în versetul 17. Se prăbușește peste alta. Adică, într-o biserică, unde sunt uh, grupări, tensiune între ele, ură, dezbinare, uh, unde o lucrare a lui Dumnezeu este atribuită diavolului pentru că e făcută de altcineva sau lucruri de genul acesta, are victime colaterale. Primii ca tinerii, copiii, oamenii din prejurul nostru care caută pe Dumnezeu, ucenicii, cei care, sunt, care fac primii pași pe calea credinței, peste ei se prăbușește casa aceasta care e dezbinată împotriva ei însăși. Oamenii aceștia care au acuzat pe Isus că lucrează cu diavolul ca să scoată afară pe diavolul, erau corigenți la demonologie. Ei trebuiau să nu fie în necunoștință de planurile diavolului și trebuiau să știe că Satana nu luptă împotriva lui Satana. Niciodată nu o să vedem lucrul acesta. În schimb, Satana știe să ispitească și să îndemne un om să facă ceea ce el nu face. El stăpânește peste o familie, peste o biserică, peste o țară, peste o lume prin dezbinare, în timp ce el însuși. Are toleranță zero pentru dezbinare în rândul demonilor. Așa ceva nu se va întâmpla. Niciodată n-ai să auzi un demon vorbind de rău, un alt demon, sau scoțându-l afară din, din domeniul pe care îl stăpânești. Aceasta nu se va întâmpla niciodată. Demonii sunt în, sub o comandă strictă în domeniul acesta. Ați și observat că unul ruga pe Iisus să nu-l trimită în adânc. Nu știu care urmau să fie consecințele, dar acesta este adevărul. Și aici Mântuitorul nostru mustră pe oamenii aceștia. Nu înțelegeți că orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită. Ea se pustiește dinăuntru, se distruge din lăuntru. Nu înțelegeți că o casă dezbinată împotriva ei însăși se prăbușește peste altă casă. Dacă o casă s-ar prăbuși din pricina dezbinării din ea, probabil că ar fi numai natural să fie așa, ar fi consecința naturală, ar fi drept să fie așa. Dar, în momentul în care o casă se prăbușește peste o alta, lucrul acesta devine și mai grav. Ați observat simțămintele omului care a condus mașina și a făcut un accident în, pentru că se uita în telefon sau pentru că a fost alcoolic sau s-a întâmplat ceva și o persoană persoana de lângă el a murit, ați observat ce remușcări cumplite are lucrul acesta. Acestea sunt binecuvântări sufletești dacă cineva simte într-adevăr durerea aceasta nemaipomenită. Problema este că e, e tardivă. Această durere a prăbușirii peste altă casă, a prăbușirii unei case peste altă casă, ar trebui trăită înainte ca să se întâmple, ca să poată fi bună cu adevărat, ca să fie un, un medicament și să prevină situația aceasta. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, s-a terminat cu el cum va dăinui împărăția lui și Isus explică specific acest lucru, ca să nu rătăcim pe, așa pe câmp, fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. De, aceasta, de, aceea, de aceea a predat el cuvintele acestea. În versetul 19, el continuă lucrarea lui cu oamenii aceștia care erau corigenți la demonologie. Și el spune, dacă eu scot dracii cu Belzebul, fii voștri, să zicem, apostolii care erau cu el și au căpătat aceeași putere de real, cu cine îi scot? Fii voștri. Ei, acești fiei voștri, vor fi judecătorii voștri. Se întâmplă că o persoană care vizitează biserica și pleacă cu o impresie bună de acolo, un tânăr care ar vrea să plece pe calea aceasta sau chiar cum adinea ori am avut o convorbire cu cineva care mi-a spus că a fost izgonit de acasă în momentul în care a primit credința și a fost o, o istorie care, care stoarce lacrim până în momentul acesta. Cum a putut fi bătut așa un copil care, care se întoarce la Dumnezeu de către cineva care se declara fiind omului Dumnezeu? Cum de s-a bătut așa ceva? Întreabă Domnul Cristof, chiar n-ați învățat nimic? Sau? Continuă Mântuitorul, dacă eu scot dracii, dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și dă acest cuvânt cu acoperire generală. Cine nu este cu mine, în orice, Într-o cântare, într-o rugăciune, într-o predică, într-o slujbă, într-o activitate. Cine nu este cu mine acolo, nu este fără mine, ci este împotriva mea. Cine nu este cu Crist, este anticrist. Aceasta înseamnă. Și cine nu adună cu mine, risipește. Probabil că ne miră faptul că Iisus apelează la o astfel de prezentare ca aceasta. N-ar trebui să ne mire. Legile lui Dumnezeu sunt de o așa natură încât se aplică oricui le respectă. Cine are grijă de sănătatea lui poate fi credincios în Dumnezeu sau poate fi un ateu. Cine are grijă de sănătatea lui, o are. Cine nu are grijă de sănătatea lui, poate să fie cel mai întâi dintre sfinți. Omul acela va muri în mizerie, în paraziți, în, în suferință, va muri înainte de vreme. Nu este niciun fel de deosebire. Dumnezeu nu caută la fața omului. Și Ci dacă cineva ascultă, așa, aceea a spus Petru în predica lui. Nu, nu, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. În orice neam, indiferent unde este cineva, dacă are pe suflet temerea de Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, dorința de a trăi viața aceasta inspirată de Dumnezeu, nu are o teologie sistematică, nu are un, un, o, un loc care o aparține, doar, doar faptul că în sufletul lui simte și trăiește prezența lui Dumnezeu omul acela este iubit și primit de Dumnezeu. Așa a, așa a spus cuvântul său. Eram la universitate și ne-a vizitat un domn care venea din Uganda și ne-a spus că acest lucru se aplică cu mare putere în țară, în Uganda, unde mortalitatea între tineri care se bolnaveau de SIDA, mortalitatea este infernală, mult mai groaznică, spunea Dumnezeu, decât în lagărele de concentrare naziste. Și spunea așa, zice, cel mai mare procent de mortalitate la o creștinii, pentru că ei trăiesc în neascultare, în și cred că vor fi păziți cumva de Dumnezeu. Și atunci, 80-90% dintre cei care mor sunt creștini foarte puțin musulmani. Ei respectă lucrul acesta, respectă familia, respectă lucrul acesta. Nu i-a întrebat nimeni dacă sunt creștini sau musulmani. Respectul și ascultarea e a binecuvântat. Și spunea dumnealui 0% între evrei, pentru că la ei nu există trecere peste frontiera familiei sau... Așa că dacă o lege este ascultată, dacă un bine al lui Dumnezeu este îndeplinit, el va avea efect asupra lui. Și în cazul acesta groaznic, despre care nu, nu, pot să vorbesc așa de ușor, în cazul acesta groaznic, precum se vede, satana nu e dezbinat împotriva lui însuși. Și atunci parcă o mustrare a lui Dumnezeu se uită spre noi și ne întreabă, o să fie oare omul mai prejos de diavol? E posibil așa ceva? Dumnezeu ne-a trimis să învățăm de la animale, învățați de la păsări, învățați de la viețuitoarele mării, ale pământului. Nu ne-a trimis niciodată să învățăm de la demo și nici, nici, acum nu facem lucrul acesta. Dar suntem totuși înspăimântați, nu cumva suntem corigenți la demonologie. Nu cumva gândurile pe care le, de care suntem inspirați sau mișcați vin dintr-o sursă pe care nu o cunoaștem. Mântuitorul vorbește despre vindecare și spune așa, dacă un om a fost a căzut sub suferința aceasta și este eliberat de Dumnezeu, el nu ar trebui nicio clipă să înceteze vegherea. Astăzi am vorbit la telefon cu cineva și mi-a spus că a fost izbăvit din păcatul în care a trăit o viață întreagă și am spus, zic, că ai fost izbăvit de păcat, dar nu de veghere, zic, până vei muri, păcatul în care ai trăit, și mi-a descris lucrul acesta, păcatul în care ai trăit te va urmări până la mormânt. Trebuie să veghezi continuu pentru lucrul acesta, fiindcă diavolul de acolo de unde a ieșit încearcă să revină. Și spune Mântuitorul nostru, vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale. Păi nu vegheți tu, Doamne, eu veghez prin tine. Eu, privesc, eu lucrez cu, cu, tine, prin tine, pentru tine. Tu ești primul, mâna dreaptă de lucru al lui Dumnezeu în viața ta. Veghează. Biruința asupra unui astfel de păcat nu este ultimul cuvânt care s-a spus în lupta aceasta. Ci aș vrea să spun în ce constă medicamentul și vindecarea degetului Dumnezeu. Nu este niciun om atât de înțelept sau de puternic încât să se poată elibera singur. Va merge și mai jos dacă încearcă să facă lucrul acesta singur. Nu este nimeni scutit de dia care îl paște după ce a fost eliberat. Chiar dacă îl cheamă Petru sau David sau oricine. Nu, primejdiea rămâne vecheați, a spus cuvântul lui Dumnezeu. Cineva dă târcoale să revină și să mai așapte cu el, să aducă pe un om într-o stare mult mai rea decât cea din tâi. De obicei ne, ne amăgim cu gândul că un om recade, a recăzut. Nu, nimeni nu poate să recadă unde a fost, ci de șapte ori mai jos. Dacă cineva acceptă recăderea, trebuie să știe că acest lucru va fi mult mai grav decât înainte. Oricare ar fi păcatul acela, dacă ne întoarcem la el, nu ne mai întoarcem la acel păcat, ci la păcatul acela mulțit cu șapte. Plus unu. Degetul lui Dumnezeu. Eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu. Doar degetul lui Dumnezeu poate să scoată din sufletul nostru păcatul, demonul. Doar degetul lui Dumnezeu poate să scoată demonul dintr-o familie, dintr-o biserică, din lumea în care noi trăim astăzi și care este atât de grav și grozav fracturată și dezbinată. Degetul lui Dumnezeu este ultima și singura și unica, și absoluta soluție. Acesta e medicamentul, degetul lui Dumnezeu. Ce este degetul lui Dumnezeu? E lucrul la care a făcut referire chiar vrăjitorii din timpul faraonului cu Moise. Vrăjitorii au zis lui faraon, Exod 8 cu 19, au zis aici e degetul lui Dumnezeu. E clar că niciodată nu s-ar fi putut întâmpla așa ceva afară de intervenția directă a lui Dumnezeu. E degetul lui Dumnezeu aici. Vrăjitorii au spus aici este degetul lui Dumnezeu. Faraon avea două posibilități, să se pocoiască sau să se împietrească. El a ales-o pe a doua, s-a împietrit și n-a ascultat. Acum, mai departe, urmărind acest gând, Scriptura spune că Dumnezeu a scris legea lui și pe inimile noastre el scrie legea lui în noul legământ, nu este pe piatră ci pe inimă, așa scrie, iată legământul pe care îl voi face, cu degetul lui. Așa, aș, așa spune Scriptura. Ea da cele două table ale mărturiei, table scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și Isus a făcut referire la acest lucru. Dacă eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu, a venit în împărăția cerurilor. Dar ce este aceasta, de fapt? Expresia aceasta biologică, fizică, ilustrația aceasta, parabola aceasta. Luca 11, 20. Dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, Matei 12, 28, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Deci, expresia degetului Dumnezeu înseamnă Duhul lui Dumnezeu. Un Duh nu poate fi scos dintr-o ființă decât de un altul mai tare decât el, care l-a legat și l-a scos afară dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, spune versetul 28. Acest Duh este chemat în viața și ființa noastră ca să ne elibereze de tot ceea ce astăzi constituie o suferință a sufletului. De un fel sau altul, le cunoaște bine Dumnezeu. Mustrarea aceasta voalată a Mântuitorului nostru către poporul său, care considera că împărăția demonilor este dezbinată și căre, cărora acestor oameni, generația acelea, Iisus i-a spus, nu, împărăția aceasta a învățat care, care este prețul dezbinării și nu merge pe acolo. Ea există astăzi, răul în lume, datorită faptului că nu e dezbinat, datorită acestui fapt. Lucrul acesta era o mustrare fină, indicând spre o corigență din partea noastră a oamenilor. De aceea, mintea mi se îndreaptă spre cuvintele lui Solgenițin, pe care le-am spus de multe ori. Vină, minciună și chiar să biruiască, dar nu cu ajutorul meu. Acum, trebuie cuvintele acestea ar trebui aplicate în altă parte. Vină, dezbinare și chiar să câștige teren, dar nu cu ajutorul meu. Cum, este, cum se poate face așa ceva, ar întreba Nicodem. Și atunci, Domnul are un răspuns scurt și simplu. Cu degetul lui Dumnezeu, adică Duhul lui Dumnezeu. Aceasta ne rugăciunea Tată prea iubit, ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul nostru Isus Hristos pentru puterea degetului lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Prin noi, Doamne, te rugăm să lupți și pentru aproapele nostru și să faci pentru el ceea ce ai făcut și pentru noi, eliberându-ne. Ajută-ne să veghem întotdeauna ca răul să nu se întoarcă înmulțit în viața și ființa noastră și niciodată să nu vină în casa, în biserica, în lumea noastră, prin noi. Fă, Doamne, Tatăl nostru, să nu fim părtași la răul acesta niciodată, ci să fim părtași ai luminii, ai, binelui, ai binecuvântării lui Dumnezeu pe pământ prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.